Interpretarea unor grafice privind populația României. Pe acest slide avem un grafic sub formă de coloane, ce ne evidențiază evoluția numerică a populației României între 1859 respectiv 2020. Este un grafic ce evidențiază pe orizontală ani, iar pe verticală valoarea populației exprimată în milioane de locuitori. Un centimetru de pe verticală reprezintă 5 milioane de locuitori. Acest centimetru este brăzdat de mai multe linii orizontale ce exprimă valoarea de 1 milion. 1, 2, 3, 4, 5 milioane de locuitori. Haideți să interpretăm un an. De exemplu, dacă luăm anul 1891 și urmărim coloana, obținem o valoare a populației de 5-10 milioane de locuitori. Asta înseamnă că în anul 1891 s-a înregistrat o valoare a populației României de 10 milioane de locuitori. Dacă am învățat să realizăm o interpretare a acestui grafic, haideți să rezolvăm mai multe exerciții pe baza acestuia. Avem un nou grafic. De data aceasta exprimă rata natalității, mortalității și a sporului natural al populației României între 1960 respectiv 2018. Pe orizontală, ca și în graficul anterior, sunt reprezentați ani. Pe verticală este reprezentată valoarea ratei natalității și a mortalității exprimată în lamie. Un centimetru de pe verticală reprezintă 5 lamie. Însă, pe orizontală, observăm că fiecare centimetru este brăzdat de mai multe segmente. Fiecare segment reprezintă un an diferit. De exemplu, 1960, 1961, 62, 63, 64, 1965. Și dacă urmărim fiecare segment, ajungem până la anul 2018. O altă observație este faptul că acest grafic este unul sub formă liniară. Aceasta este linia ratei natalității, desenată pe graficul nostru cu albastru deschis. Aceasta este linia ratei mortalității, desenată cu negru. Haideți să interpretăm sporul natural pentru unul dintre anii evidențiați pe acest grafic prin intermediul liniei portocalii. De exemplu, în anul 1965, dacă urmărim linia portocalie, ne apropiem de rata natalității. Aceasta este un pic sub linia de 15 la mie. Înseamnă că putem aproxima o valoare de 14 la mie. Coborâm și ajungem la rata mortalității. Aceasta este un pic mai mult sub linia de 10 la mie. Să aproximăm. Avem 5, 6, 7, 8 la mie. Însemnând că 14 la mie minus 8 la mie rezultă un bilanț natural de 6 la mie. Acesta este un spor natural pozitiv. Având în vedere că am interpretat acest grafic, haideți să rezolvăm mai multe exerciții pe baza acestuia.
interpretarea unor reprezentări cartografice privind populația României. În cazul nostru avem o hartă cu România, harta densității populației, reprezentate prin mai multe nuanțe de culoare, de exemplu sub 50 de locuitori pe kilometru pătrat, între 50 și 150 de locuitori pe kilometru pătrat, peste 150 de locuitori pe kilometru pătrat. Dacă analizăm cu atenție harta, putem observa mai multe areale de pe teritoriul acesteia ce se încadrează în toate aceste intervale de valori. Ca de exemplu, sub 50 de locuitori pe kilometru pătrat, putem evidenția, de exemplu, grupa munților Apuseni, Câmpia Bărăganului, Delta Dunării și așa mai departe. Luăm următorul interval, între 50 și 150 de locuitori. Dacă analizăm cu atenție harta, observăm sub Carpații Transilvaniei, dealurile de vest. Și tot așa, următorul interval, peste 150 de locuitori pe kilometri pătrați. Observăm, de exemplu, această zonă care reprezintă sectorul central al Câmpiei Române, dar și mai multe areale ce evidențiază zonele periurbane ale marilor orașe. Având în vedere că am interpretat această reprezentare cartografică, pe baza acesteia, haideți să realizăm mai multe exerciții.